Biroul electoral județean a aprobat tipărirea buletinelor de vot care se vor folosi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 în comunele și orașele din județul Hunedoara pentru alegerea primarilor și a consiliilor locale, precum și pentru Consiliul Județean. Buletinele de vot pentru Consiliul Județean Hunedoara vor avea 6 pagini, au stabilit reprezentanții BEJ Hunedoara. Hotărârea a fost luată ținând cont de faptul că numărul maxim de candidați pe o listă de candidaturi este de maxim 42 de persoane, iar pentru alegerea Consiliului Județean au depus liste 9 partide politice. De asemenea, în județ sunt 524 secții de votare în toate cele 69 de unități administrativ-teritoriale. Cele mai multe secții de votare vor funcționa pe raza municipiului Hunedoara, 49, și 46 în Deva. De altfel, în cele două localități vor fi aleși cei mai mulți consilieri locali, câte 21, cu diferența că Deva, care ședință de județ, va avea 2 viceprimari, nu unul ca în celelalte unități administrativ-teritoriale.